Să vă mulțumim că un nou episod din The Sims 4. Jucăm noul expansion, Get to Work, și hai să vedem ce putem să facem în ziua de azi. Dacă vă place seria și vreți să continuăm în fiecare zi cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și pornim la drum. O să încerc să joc un pic mai mult cu pisica meau-meau la muncă, dar am impresia că e pauză pentru munca ei momentan. Are 2 zile în timpul săptămânii pe care nu le poate lucra. Nu știu de ce nu i-l-au pus în weekend, dar probabil au nevoie de ea în weekend. Așa. Și hai să continuăm să vedem ce facem noi aici. Bun, Max doarme. Pisica mea mănâncă. Hai să ne uităm, deci ea pornește munca, are 2 zile de pauză, da? Are joi și vineri. Nu înțeleg de ce au băgat joi și vineri ca zile libere, dar ea va sta acasă. În schimb, Max trebuie să se ducă la muncă, el o să pornească munca în... What the fuck, în 40 de minute, trezește-te, Max! Trezește-te și bagă-te la făcut de mâncare ceva. Open, e deja făcută mâncare, ia-ți o felie, nu, clean up. Place in world, fugi repede. Fugi repede la... What the fuck, nu vrea. A, nu aia. Place mold asta. Cred că eu... E goală? What the fuck, cine a pus... Pe bune. Ok, îi dăm clean up. What the fuck? Deci cine a... Cine a făcut chestia asta? A pus o farfurie goală în frigider? De ce? Și că hai să mănânc și eu. Știi, mă, că în frigider mi-au farfuria goală. Și cred că pisica mea i-a făcut farsa. Bun, și pornim la drum cu Max din nou ca polițist. De data asta e ofițer și ce are alte haine. Hai să vedem dacă i-au schimbat uniforma. Uniforma de ofițer arată altfel? Ia să punem o pauză, să ne uităm puțin la uniforma lui. Mie mi se pare că arată la fel. Poate puțin diferit, are ceva diferit la el, nu știu. Dar așa mi-au zis când l-au promovat că ar avea alte haine. Văd că tot uniforma asta o are. Când devenim detectivi o să ne schimbe hainele. Așa, și acum issue all points cross-reference the police database. Hai să facem asta că suntem aici. Avem calculatorul liber. Cross-reference police database. Mai avem 3 raporturi pe care trebuie să le facem. Search incriminates at the booking station. Ar trebui să fie search suspect. Ok. Să facem search suspect. Search suspect. Și o să-l verificăm pe ăsta. Să-l luăm de acolo de la de pușcărie. Vino. Când am înțeles, el e bărbat. Suspectul e bărbat. S-ar putea să fie ăsta. Nu știu exact dacă e, dar mă gândesc. Mergem cu el, îl băgăm aici și trebuie să-l verificăm. Percheziție. Hai, percheziție, pentru că s-ar putea să aibă ceva arme, ceva contrabandă. Ia uite ceva, un ciocan, what the fuck? Ați văzut să avea ciocan la el? O lanternă? Sau ce e aia? De unde avea lucrurile astea? Nu știu. Mai are ceva? Uncomfortable, up close and personal. Nu prea îi place să facă chestia asta. What the fuck? Se băguise. Get criminal's fingerprints. Fingerprint? Ăsta, dacă tot e aici. Du-te și ia-i amprentele. Probabil trebuie să punem mâna acolo. Ia să vedem. Perfect. Sper să nu fugă. Uite că știe să întoarcă înapoi în celulă singur. Ce criminal bun. Bine, trebuie să-i deschide cineva, cred. Nu-mi zic că-i deschide... Ah, cred că-i deschide aia. Îl bag acolo? Ah, l-am procesat. Și acum l-a băgat singur în celulă. Și în funcție de... Deci dacă-i procesez pe fiecare în parte... Am înțeles acum. Browse the police database... Dar unde e Max? Nu știu ce face. E happy el, n-are nicio treabă.
Nu prea i-a plăcut up close and personal. Nu-i place să fie, să atingă deținuții și asta, chiar așa. Dar e polițist, trebuie să facă și percheziții până la urmă. At close to the crime map. Ok, mai avem un indiciu pe care trebuie să-l punem la, pe hartă. Nu știu unde să mai încapă, dar hai să mergem dacă l-avem. Băgăm aici, at clues. Și să vorbim și cu chief. Repede. Avem nevoie de ceva de, să mâncăm. Vedeți că sunt ofițer? Ok. Mai sunt cadet, sunt ofițer. Ce că ar fi adăugat, dar nu... Ia. Yeah. Ok. Issue APB. Ar trebui să mergem pe stradă și asta, dar... Hai să lăsăm să ducă să-și ia ceva de mâncare. Eat microwave pastry. Ok. Și după asta... O să facem noi un cross-reference. Cross-reference police database. Crime witness report. Mai avem două reporturi de astea pe care trebuie să le facem. Și să rezolvăm crima asta, pentru că a fost o crimă și încă nu știm cine e criminalul. Trebuie să... Să avem grijă. Văd că nu, s-a dus să-și ia de mâncare și nu am mâncat până la urmă. Nu știu de ce. Hai, bagă-te și fă cross-reference acolo. Așa. Add clues to the crime map. Am mai descoperit ceva. Add clues. Mă gândesc că dacă le fac pe toate și aș adaug toate indiciile, să-mi zică exact cine e. Chica Max has discovered suspect is a young adult. Ok, deci e young adult. Take mugshot at the booking station. Mugshot. Take mugshot. Tipul ăsta, deși parcă i-am mai luat odată, dar mi-arată aici. Take mugshot. Hai repede să-ți facem o poză. Așa. Și încă o chestie, o să bag ăsta, stay late, ca să ne mai dea niște timp în plus. Și mai trebuie să facem nimic aici. Pur și simplu o să mergem sus, ne luăm de mâncare. Încă v-a scos eu ceva de mâncare aici, mă gândesc. Nu. Bun, buy snack, pre-made meal. Face pe el, cred, dar trebuie să-și ia de mâncare ceva. Nu mai poate de foame. Știți că el n-a apucat să mănânce aseară. Și din cauza asta e foarte foame. Și nici azi dimineață n-a mâncat nimic, că n-a avut timp. Așa că acum o să se bage la mâncat. Și fac eu o friptură cu niște salată și cu niște piure, cred. Ceva de genul, e un pre-made meal, o masă gata făcută. Da, very uncomfortable. Dacă nu se duce la baie, o să facă pe el, săracu. Fugi la baie, Max. Oh, s-a stricat un calculator aici. Nu e treaba mea să-l repar, trebuie să vină tipul IT. Și nu mai avem timp să facem faza cu APB, o să o facem în ziua următoare, probabil. Pentru că avem toate indiciile. Dai să mergi... What the fuck? O fantomă la noi în stație. What? De ce e cu fantoma asta la noi în stație? Take police report? Hai să vorbim cu fantoma. A venit să... Are fresh out of the academy? At least you can put on a uniform. Și că i-a furat ceva. I-a furat inima. Pe bune? Pe bune. Get criminal's fingerprints. Fingerprint asta. Nu cred că mai am timp să fac asta, dar o să încercăm. Posibil să nu mai am timp. A, uite că am mers. Și am reușit să-l fac și pe ăsta. Take civilian report. Bun, și în zilele următoare o să facem aia cu APB-ul și încercăm să căutăm criminalul ăsta până la urmă. Am făcut un... un job fantastic. Adică m-am descurcat de minune la ce-am făcut astăzi. Și ne întoarcem acasă. Hai să vedem dacă pisica mea meau a făcut ceva din mâncare oare sau... Poate a dormit că nu mai poate. Sunt zile ei libere și... Vede că l-a așteptat acasă când a venit. Și poți să dau și become best friends. Ce? Sunt și iubiți, sunt și best friends. De ce nu?
Poți dau din nou. Ah, nu mai are nicio legătură. Romance. Try for baby și propose. Sunt două chestii pe care o să le facem, dar nu chiar acum. O să le facem în curând. Așa, pentru că vreau să mai evoluăm la joburi puțin. Momentan. Dar o să le facem și pe alea, nu vă faceți griji. Bun, ea începe în două zile. Dar nu stați și voi pe stradă, aveți casă pentru motiv anume, adică să dormiți, să stați acasă. Clean up. Deci curăță pe aici. Niște curățenie, Max, tu ce faci? Ești obosit. Cum stai cu fanul? Nu prea bine. Watch channel. Watch comedy. Lasă dormitul că ai timp de seara de dormit destul. Watch comedy. Se pot uita și la televizor, pot să și vorbească în același timp. Și e ceva comedie la televizor, nu știu ce e asta. Un tip care spune glume, cred, da, e un fel de stand-up comedy. Mă gândeam să le măresc puțin casa. Mă uit puțin la iteme și chestii pe care pot să le pun. Și mă gândeam să le măresc puțin casa. Le-aș pune o cameră de-asta. Buy room e 3000 și arată destul de genial. Nu știu, mie îmi place foarte mult cum arată, zici că e ca o cabană ceva. Și dormitorul la fel ca o cabană. Nu știu, dar n-avem bani suficienți acum. O să trebuiască să mai lucrăm, o să ne avanseze. Și atunci o să facem bani suficienți, dar momentan nu avem. Bun. Și hai să... vedem ce fac ei acum. Bun, Max a dus să doarmă. O să doarmă, dar nu o să-l las să doarmă toată noaptea. Hai să vedem. După ora 12, probabil se schimbă ziua și să fie... nu știu ce vrea să fac, vrea să uită la televizor. Uite, vedeți? Acum pisica mea doarme și Max uită la televizor. Ah, nu, nu poate. Cred că merge, dar nu... bine, deci pe ora 12 să nu uităm dacă se schimbă ziua. Yep, e vineri azi. Bun, vineri o să jucăm cu Max tot la muncă și sâmbătă o să jucăm cu pisica mea la... ca medic. Ok. Go to crime scene 1, go on patrol 1. Ca să-l avanseze trebuie să facem astea două. Ok, bine că știu. Și să mergem la crime scene, trebuie să mergem la patrol. Bun, Max, bagă-te și dormi, pentru că ai nevoie de asta. Și poți să le măresc la amândoi fanul prin Woohoo, destul de ușor. S-a stricat ceva, că am auzit, dar nu știu ce. Ok, hai să mănânci asta repede, Max, du-te și mănâncă. Ca să nu-ți fie foame la job. I-am dat un pupic. Da, oricum o să-i fie foame și o să trebuiască să ducă și la baie. N-apucă dimineața, n-are suficient timp să facă ce vrea. Din nefericire, da? Asta e. Deci trebuie să mergem în patrulă și trebuie să... mai era o chestie, nu mai țin minte, dar cred că pot să accesez meniul așa acum. Go on patrol, go to a crime scene. Ok. Perfect. Issue all points. Browse police database. Bun, intrăm acum și facem browse police database. Prima dată, primul lucru pe care o să-l facem. După care, travel to crime scene. Mergem la crime scene. Pentru că asta trebuie să facem ca să ne promoveze. Mergem la locul crimei. Hai să vedem. Dacă e altul sau dacă e același. Nu știu, să vedem acum. Și cred că e un criminal care... e de asta în serie, care duce la casele oamenilor și omoară oamenii, nu știu ce face. Oricum, dacă vă place The Sims 4 Get to Work și vreți să continuăm în fiecare zi, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Vedeți că e altă casă asta. Unde suntem? Suntem în alt cartier. Cum arată? E o cabană ceva, vedeți? E o cabană, poți să și noți aici. Casa în Dragot. Asta nu-i casa lui Max Junior? Nu e.
Nu, care era? Nu, ca, nu Max Junior. Hm? Da, chiar nu mai țin minte a cui e casa asta. Bine că te-ai dus la WC-ul. Max. Alexander Gott. Voi vă dați seama că ăsta-i polițist? Omul s-a schimbat în costumul de baie și se duce să înnoate. A luat witness report. Se duce și înnoată. What the fuck, poliția? Poliția, what the fuck? Search for clues. Search for clues. E murdar pe aici, da. Search for clues acolo. Nimic. Get a witness report. Take witness report. Hai să mergem la el, să-i luăm reportul. Zifun Pamitash? Yem, Bumax Karaf, Amuzoi. Ah, și what the fuck? S-a schimbat Max în costum de baie? De ce? Adică dacă e la pișin, nu înseamnă că trebuie să te schimbi în costum de baie. Take witness report. La ce mai putem să luăm? La ăsta. Ok. Bănesc că nu mai dă. Return to police station, take crime scene. Collect clues. Ok, clues. Hai să vedem. Indicii. Aici ar fi ceva, cred. Hai să mergem să vedem. Uite-l. Indiciu. Take a witness picture. Facem o poză. Aha. Collect evidence sample. Take more crime scene pictures. Trebuie să mai găsim indicii. Oh, ce e aici? Asta așa. Search for clues. Nimic aici. Are și etaj, are și etaj. Hai să mergem la etaj să vedem. Și un singur dormitor sus. Nimic. Search for clues. Nu, sus nu e nimic. Nicio chestie. Înseamnă că pe jos pe aici ar mai fi. Search for clues. Hai să vedem poate pe chestia asta. Poate aici, search for clues. Nimic? Ce chestie asta? Ai un vaporaș. Nu știi cum să mai iasă de aici. Search for clues. Și e și foame. Hai să ne întoarcem la stație, că văd că nu mai e nimic pe aici. Sunt în police station. Ok. Avem și poze, avem și chestii pe care să le scanăm la stație când ajungem. Și hai să vedem ce reușim să facem. Ne-am întors la stația de poliție, discuss chestii with coworkers, issue an APB. Ar trebui să mergem la aici. Discuss case theories, ca să o facem și pe asta. Ok, văd că nu s-a înțeles foarte bine cu tipul ăla. Dar hai să mergem... Deduce new clue? Travel to crime scene? Deduce new clue, hai să vedem dacă știe. A descoperit ceva nou? Faza că e foame, a descoperit că e foame, cred că. Stay late, ne mai dă puțin timp. Așa și hai să mănânce ceva. Ia ceva de mâncare, e focused acum. Trebuie să aflăm până la urmă criminalul ăsta. Cine e? Dacă mănâncă și el mai repede, poate aflăm astăzi. Dacă nu, nu. Gata, îți ajunge mâncarea. Și mergem issue APB. Nu issue APB. O să facem altceva, go on patrol. Pentru că asta trebuia să facem pentru... pentru să ne promoveze. Și mă uite, deci în afară de patrol, ce mai trebuie făcut? Pentru a ne promova. Vreau să fiu și eu detectiv, să mergem sub acoperire, tot felul de chestii. Două fantome lângă mie. Ok.
Ciudat. De ce sunt două fantome aici? Uite, deci le-am făcut pe alea două. Nu se înțelege cu ele. Se bat astea? Nu, cred că se joacă, pur și simplu, dar... De ce sunt atâtea fantome în oră? What the fuck? Sunt o tonă de fantome. Nu înțeleg de ce. Nu vreau să mai stau aici. Go to police station, întoarcem înapoi la secție. Pentru că e destul de înfricoșător. Am vrut doar să mergem pe patrol ca să ne dea achievement-ul, ca să putem să promovăm. Ciudat că au apărut o tonă de fantome în zona aia, nu-mi dau seama din ce cauză. Poate sunt oameni care au fost omorâți de criminalul în serie. Posibil. Așa. Eu nu mai avem foarte mult timp, dar o să-i dau issue în APB. Nu cred că o să avem timp acum, dar măcar încercăm. Te poți să mergi pe stradă și să arestezi pe criminalul care crezi tu că e ăla. Poți să arestezi și pe unul care nu e, care e inocent. Și de asta mi-e frică să arestezi pe cineva, pentru că nu știu toate detaliile, eu cel puțin. Am dacă întreb lumea pe stradă, ar trebui să-mi zică, vezi că e ăla, vezi că e celălalt. Pentru că avem toate detaliile pe crime map-ul ăla. Cel puțin așa cred că funcționează. Ok, ask around to see if... ok. Deci, pur și simplu, trebuie să întrebi lumea și văd că am ajuns undeva la corturi aici. Pe ce, unde sunt oameni? Îmi spun pauză să văd... Uite, un om aici. Ask about suspect. Nu știu dacă avem timp. Dacă nu avem timp, o să facem asta data viitoare. Mai are o oră. Mai are o oră și... Ask about suspect. Oh, mi-a arătat cu mâna undeva. I've seen somebody like that. I think they went that way. Crede că s-a dus în direcția aia. Nu mai avem timp, se termină timpul. What the fuck? Normal că ești polițist și ești pe un caz de ăsta. Ar trebui să te lase să te duci. Dar o să mergem data viitoare, să vedem. Suntem foarte aproape să-l prindem pe criminal. Azi deja lumea ne arată cu degetul direcția unde să mergem. Dar în ziua următoare vom merge cu pisica meu miau la să fie medic, acum că a fost promovată. Și vedem, Max, uite, are toate astea, ai de mult focus, era focus, totul în regulă. Hai să îmbrățișăm pe pisica meu miau și o să facem un duș rapid. Facem un duș pentru că miroase oribil. Miroase oribil, trebuie să fugă repede, să fac un duș. După care să meargă aici și să facă uhu cu pisica mea, mea infinite. O să bagi un uhu așa, cum au venit acasă. What? Asta era aici, nici nu am văzut-o până acum. Oglindă și cu asta, n-am văzut-o până acum. Faceți uhu în spatele casei? Nu. Duceți-vă în dormitor. Cam ciudat să vă duceți în spatele casei să vă vadă toată lumea pe acolo. Dar, na. Pe patul ăsta e mai bine că e, are, cred că e de la saltea de aia super confortabilă. Vezi că e altfel față de patul celălalt? Nu se mai mișcă tot patul așa cum se mișca data trecută. Artificii! Artificii? Cum să iasă artificii din pat așa? Nu știu. Așa, Max direct și-a luat somn. What the fuck? Da. Somn instant. S-a trezit și el. Pisica mea e flirty, oh. E flirty. Așa, și... Vreau să trec de 12. Da, uite, următoarea zi ea lucrează. Și următoarea zi e sâmbătă. Sâmbătă și duminică ea lucrează. Cât de aiurea. Nu știu, așa lucrează medicii. Cred că au și zile în care lucrează, au zile în care nu lucrează, nu știu.
Și când mă doare capul la televizor, nu pot să dorm, închide-l atunci. Simplu. Și trebuie să dormi. Trebuie să dormi. Să spun că ai făcut de mâncare. La ora 11. De ce pune și televizorul ăsta așa? Bagă mâncare. Bagă aici use. Hai să vedem cum stăm cu hygiene-ul. Hygiene-ul e destul de ok. O să-i dăm... s-a spălat pe mâini. Vezi că ce mizerabilă. Trebuie să facem curățenie generală în casă. Treat to patients. Asta trebuie să facă să trateze 2 pacienți. Rest e destul de ok. Dimineață, înainte să plece la muncă, o să iau grab a serving, să mănânce puțin. Să-i mărim asta la hunger aici. Și la hygiene, cred că o să fac un brisk shower, dar nu știu dacă mai are timp. Nu mai are timp, se duce direct la muncă. Sper să fie ok cu hygiene-ul și astea. Și vezi că pisica mea se trezește mult mai dimineață decât Max, ea se duce la muncă mult mai dimineață. Max mai poate să mai lenevească puțin în pat, dar ea direct la muncă. Așa. Și acum suntem cu ea. Greet 3 patients, check patient ears. Și o să dăm din stay late, din prima. Și trebuie să... swap patient for sample, ok. Greet 3 patients. Și s-a apucat deja de treabă ea. Bun. Examine, deliver food. Poți să-i dau funny introduction? Nu funny introduction, friendly. Cred că friendly introduction e greet, nu știu exact dacă e. Ba da, e. Friendly introduction. Și la celălalt. Și trebuie încă un pacient să-i facem. Uite, și Max a plecat la muncă. Și da, într-adevăr. Deci, uite, dacă mă uit aici, aici e spitalul. Aici e secția de poliție, deci Max e deja pe aici pe undeva, nu putem să-l vedem noi încă. Dar pe acolo e Max, aici e pisica meu. Bun, și acum încă un pacient trebuie să mai salutăm. Pe ăsta de aici o să mergem și dăm friendly introduction. Și am făcut aia. Hai să vedem dacă pot să-i dau check patient ears, nu? Treat? Hai să-i facem o injecție ceva. Și să-l tratăm. Trebuie să tratăm 2 pacienți pentru a ne promova. Cum vedeți, și 3 to patients, am făcut unul. Și hai să o facem și pe asta. Romance? What the fuck romance? Deliver food, examine patient. Hai să-l examinăm mai întâi. Discuss general health. Așa. 3 patient, prescribe medication. Îmi dau niște pastile și totul e ok. Hai să vedem. Am făcut asta cu 3 patient, foarte bine, în regulă. Practice by check a patient's ears. Nu știu cum pot să fac asta. Group activities, nu. Examine patient. Check eyes, check ears. Trebuie să am un pacient care nu e diagnosticat, care e nou. Ce face aici? Clean, curăță. Practice bioanalysis. Nu știu dacă ăsta e. Nu? E un analysis aici, dar nu știu dacă e ăla, dar nu știu dacă e bioanalysis. Ba da, ăsta era. Așa, check a patient... Mopa puddle. Ci că ar fi o apă pe undeva pe aici. Admit patient to exam bed. Mă lasă la și duc pacienții la... în camere. Nu știu pacienții în camere. Du-l și pe ăsta. În cameră. Cine e? Stai puțin, ăsta mi pare cunoscut. Constantin Cosmin. E unul din abonați pe care l-am băgat în joc. Și vreau să vă mai bag, dacă aveți nume de caractere să mi le ziceți, să vă caut pe comunitate, dar să vi le faceți publice, ca să pot să vi le iau. Constantin Cosmin, ia să-i dăm examen. Și dăm check patient's ears. Verificăm urechile. A, vedeți că are bube pe el, what the fuck?
Swab for sample. Okay. Take patient temperature. Luăm temperatura. Așa. Verificăm ochii. Check eyes. Unde fugi? Nu fugi încă. What the fuck? Ăla e pacientul meu. Du-te că moare ăsta. Ce faci, pisica meu, meu? Examen patient. Doamne, more choices. Treat patient. Ok. Hai să-l tratăm. Nu știu de ce a plecat, dar în fine, l-am tratat. Analysis patient's sample. Să ducem sample-ul aici. Analysis patient sample. Să vedem ce fel de boală avea. Ok. Am analizat sample-ul. Știți să mai facem așa la unul, de exemplu la tipul ăsta de aici. Examine patient, swab for sample, tot așa, mergem la ea. Mai pot să, nu mai pot să-mi extind, mai am 57 de minute și n-am ajuns decât la jumate, destul de era. Check patient's eyes. De ce te-ai ridicat de pe pat? Dă-te înapoi în pat. Examine așa, check eyes, hai să ridicăm ochii. Check patient's ears, verificăm urechile. Dar tot nu cred că o să reușesc să ajung la maxim aici. Nu mai am timp. Din păcate. Da, n-am mai avut timp. Am făcut 148 de bunuți cu pisica mea. Interesant și job-ul ei. Și vezi că în fiecare, cu fiecare zi pe care mergem la muncă, începem să facem lucruri din ce în ce mai complexe și mai interesante. Și o să începem să facem complet, lucruri complet diferite în momentul în care sunt promovați. De exemplu, v-am zis, la polițist, de exemplu, la început e cadet, după aia e ofițer, când ajungi la detectiv, poți să te duci sub acoperire, să faci tot felul de chestii interesante. Abia aștept. Ok. Și pisica mea a ajuns, să vedem, Max a ajuns și s-a băgat să mănânce și el ceva. Trebuie să facem curățenie general. Nu se mai poate, e dezastru în casa asta. Așa că dăm clean up. Clean. Max, bagă-te la curățenie. Clean. Ce mai e de curățat pe aici? Totul. Totul curățăm. Facem curat. Dar ar merge să facem altceva. Replace. Mă gândesc că erau serviciile alea care se făceau curățenie automat. Are service. Hai să văd. Mă gândesc, nu știu, dacă sunt foarte scumpe, nu le luăm. Dacă sunt ieftine, le luăm. Scheduled made. Ne costă 40 de bănuți. Hai să nu le luăm momentan. O să dau comandă de pizza. Luăm un pepperoni Canadian bacon. Dăm comandă de pizza. Să vină pizza la noi. Și mâncăm o pizza și noi și ne uităm la un film ceva. A venit pizza. Chiar, câți dintre voi mâncați pizza acum? Scurios. Hai, du-te că a venit pizza și pleacă ăla cu pizza. Mulțumesc de pizza. Așa, și avem o pizza. Take slice. Take slice. Ești tu, Felie? Și văd ce și mâncați. Poate să-l iau eu de aici și să-l pun pe jos, poate? Sau nu? Nu! L-am pus lângă pizza și miroase urât. Nu știu, o să trebuiască tot pe masă să-l pun. Dar trebuie aruncat la gunoi. Și mâncam în doi două felii de pizza foarte drăguți. Mâncam în doi odată. Sunt sincronizați, dar vedeți că e maxim aici. Max nu e confortabil din cauza că e gunoi în casă și nu prea îi place chestia asta, dar unde avem și noi un coș de gunoi? N-avem coș de gunoi în casă? Garbage. Nu știu un coș de gunoi ca lumea. Nu foarte mare, ceva micuț, dar
Trebuie să fie un coș de gunoi în casă și acum... Bag ăsta eu aici. Bag și ăsta aici. Bag și ăsta. Pot să fac eu chestia asta. Și gata, toată lumea e fericită. Și vezi că e la maxim, am ambele liniuțe, bine, asta e aproape la maxim, mai un pic de tot, dar oricum se înțeleg foarte bine ei. Și, da, în curând o să dăm și chestiile alea pe care le vreți voi, cum ar fi Propose și Try for Baby, o să vedem când, nu știu exact, dar vedem. Ok. Pornim din nou treaba. Unde se duc ei? De ce se duc aici? E ce-i locul ăsta? Să mai dus o dată acolo, nu știu de ce. Sau să pup acolo și vin înapoi. Totuși, nu ați putea să dormiți cu televizorul deschis. În ziua următoare, da, știu că nu puteți. În ziua următoare, deci în 10 ore, începem munca din nou cu Max. Și vreau să văd dacă reușim să găsim criminalul, pentru că știți, am făcut toată prepararea pentru a găsi criminalul. În episodul următor vom găsi criminalul și poate îl băgăm la închisoare. Cine știe, poate să fie chiar Max, celălalt bătrânul, poate să fie Max Junior, poate să... habar n-am cine e criminalul, dar vom vedea în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu episoade de The Sims 4 Get Work zilnice. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!